sunteți, domnule deputat, domnule subprefect, domnilor directori, dragi prieteni, iată-ne adunați aici într-o seară a timpului câștigat. Vom vorbi în Clubul Marilor Cărți despre o carte, aș zice eu, esențială. Și am să încep cu o mărturisire scurtă. Eram luna trecută într-un program la penitenciar pentru că aveam și eu nevoie de o lecție de libertate și m-am întâlnit acolo cu câțiva oameni, au niște discuții chiar și despre filozofii presocratice. Și la un moment dat îmi spune un deținut de acolo, domnul zice, știi care e boala României? E care? Zice, boala României este lipsa elitelor. Și am zis, nu, dăm voi să te contrazic, boala României este alta. Nu lipsa elitelor, ci lipsa de cunoaștere și recunoaștere a elitelor. Și îmi pare rău că deținutul acela nu este în această seară aici ca să pot să-i arăt cât de mult s-a înșelat. Noi suntem obișnuiți ca să-i vedem pe înțelepți bătrâni, sihaștri, cu barbă. Iată, avem șansa să avem doi înțelepți ai acestei țări, oameni în puterea vârstei. Măcar dintr-o perspectivă biologică, asta este o speranță. Dar despre Clubul Marilor Cărți, Marile Cărți, aș dori să-l invit în fața dumneavoastră pe directorul de marketing al acestui club, pe domnul Alin Goga. Vă mulțumesc! Bună seara! Vă salut cu tot dragul! Sunt Alin Goga, director de marketing al Clubului Marile Cărți și mă bucur enorm de mult să mă aflu în această seară în mijlocul dumneavoastră. Reprezint o comunitate de oameni care iubesc frumosul, binele și adevărul. O comunitate de oameni inimoși care cred în credință, în cultură, care pariază încă pe aceste două valori ale neamului nostru românesc și implicit ale românilor transilvăneni. Cum odinioară Badea Cârțan umbla cu traista plină de cărți, așa poposim și noi printr-un apostolat cultural, străbătând fiecare oraș al țării, cu traista plină de înțelepciune și de cărți. Și pentru că nu am venit cu mâna goală, din partea Clubului Marile Cărți, dacă accesați platforma www.marilecărți.ro/cadou, repet, marilecărți.ro/cadou și introduceți codul Mihai, veți primi în această seară gratuit din partea noastră o carte în format digital. Așadar, fără a lungi foarte mult cuvântul meu, vă așteptăm cu o serie de cursuri inedite despre oratorie, despre istoria creștinismului, despre filozofie pe platforma noastră de cursuri online și totodată vă așteptăm și la standul nostru de carte unde v-am pregătit numeroase surprize. În numele Clubului Marile Cărți vă salut și dați-mi voie ca eu să fiu cel care vă aplaudă pe dumneavoastră, pentru că în această seară ați ales să investiți în dumneavoastră prin participarea în cursul a câtorva ore alături de noi la o seară de excepție în compania unor invitați excepționali și ai unor oameni faini, așa cum îmi place mie să zic. Vă mulțumesc! Îi mulțumim domnului Alin Goga. Dacă e Clubul Marilor Cărți,
îi rog pe invitații mei să se uită câtă lume în sat mare a venit în această seară să fie alături de dumneavoastră, de un teolog, Mihai Neamțu, și de un filolog, profesorul Adrian Papahagi. O carte despre geneză și despre înviere. Eu am primit-o în urmă cu câteva zile și am citit-o, chiar vorbeam cu Mihai Neamțu venind de la aeroport. Toată lumea a citit Biblia, da? Nu cred că este cineva în această sală care să nu fi răsfoit măcar Cartea Sfântă. Acolo îngerul întotdeauna spune: nu vă temeți, bucurați-vă. Dar Mântuitorul, când a înviat, a spus prima dată: bucurați-vă și apoi nu vă temeți, pentru că El însuși este, înseamnă bucurie. E o carte care, sigur, te pune pe gânduri. Doi înțelepți ai acestei țări se întâlnesc prima dată într-o biserică din Cluj, apoi în Brașov, apoi la Oradea, și vorbesc despre paradigma care ne poate salva, care este atât de simplă. Căutăm formule în viața aceasta când salvarea noastră și mântuirea noastră ne este aici alături. În final, Mihai Neamțu face o mărturisire. Era la Paris, îl aștepta o carieră academică strălucită în specializare în literatura medievală și totuși s-a întors aici. Am înțeles. Are unde acum. Acolo numai cu, dacă se inițiale... După posibilități. După posibilități. Și se întoarce ca să spună, să vorbească despre cuvântul adevărului. Pentru că paradigma creștină este cea care a influențat Europa. Europa, spun autorii, ca să nu greșesc, nu mai știu care a spus, este un model al toleranței, al blândeței, al bunătății, inspirat din creștinism. Și spune acolo tot unul dintre autori, acum sunt sigur că Mihai Neamț a spus asta, că noi strigăm mulți de ce nu se fac spitale și se fac catedrale. Și autorul spune: păi dacă nu erau catedralele, nu erau nici spitalele. Pentru că primele spitale care au apărut vreodată pe pământul acesta au fost făcute de oamenii bisericii. Bucurați-vă! Nu vă temeți și să-i ascultăm pe invitații noștri. Bună seara tuturor! Mulțumesc foarte mult pentru aceste călduroase aplauze, apoi pentru cuvintele foarte blânde pe care le-am auzit la început. Este onoare pentru noi doi să poposim după 3 ani, sau poate chiar 4, din nou în Satul Mare, într-un ținut cu o istorie absolut extraordinară, și putem dedica intențional gândul nostru din această seară memoriei celui care a fost Iuliu Maniu, pe de-o parte. Am putea spune că 2023 trebuie să fie anul lui Iuliu Maniu, așa cum s-a propus de către domnul deputat Cosma, dar și memoriei doctorului Lucaciu. Suntem într-un loc care are o rezonanță specială și un nume cu totul deosebit, origini grecești evidente, Poesis, este locul unde într-adevăr, artiștii creează și unde putem să evocăm proiectul divin dintr-un început al facerii, al genezei. Până la urmă, verbul poeo este acolo central în primele versete ale Bibliei. Sunt împreună cu prietenul meu, cu profesorul universitar, doctor
Adrian Papahagi în fața dumneavoastră, nu ca să lansăm doar o carte, ea este deja lansată într-un fel și ne așteaptă un turneu în alte locuri ale României. Săptămâna viitoare, cred că miercuri, vom fi în Dealul Patriarhiei pentru a o lansa și în prezența figurilor tutelare ale Bisericii Ortodoxe Române, dar suntem și pentru a face împreună cu dumneavoastră un popas într-un text bine cunoscut al Noului Testament. E vorba de 1 Corinteni 13. E textul pe care l-am ales să ne călăuzească în următoarele săptămâni pașii. E vorba de imnul iubirii și probabil că veți depista rapid acest contrast. Vom propune o meditație între, pe de-o parte, etica aceasta slujirii aproapelui pe care creștinismul și-o asumă din start și aroganța modernității, cel puțin în anumite variante ale ei, care pretinde o cunoaștere ruptă de Dumnezeu și care eventual vrea să și propună o utopie înșelătoare. Această distinție între gnoză, pe de-o parte, și agape, pe de-altă parte, merită de la bun început clarificată și pentru asta îl voi invita în câteva secunde pe profesorul Papahagi să deschidă dialogul nostru. Mai spun doar încă ceva. Sunt foarte bucuros că la această adunare sunt oameni din diferite confesiuni, din diferite medii politice, din foarte multe contexte, de asemenea etnice, îmi vine să spun. Și asta este, de fapt, forța Transilvaniei, puterea dumneavoastră, a noastră, și eu sunt din Arad, Adrian Papahagi din Cluj, a noastră, a transilvanilor, de a coabita într-un mod inteligent și fertil, cred că este puterea, de fapt, a României. Mă îndrept spre tine, Adrian Papahagi, și te întreb cum te simți la început de an, înainte de toate. Mulțumesc, mă speriam că mă întreb ceva mult mai complicat. Din fericire începem en douceur, cum spun francezii. Și permiteți-mi să încep și eu cu mulțumiri. Sunt extrem de fericit să revin la Satu Mare. Cred că sunt a 5-a, a 6-a oară. Primele dăți înființam partide, lansam moțiuni, făceam unii din primul rând râd, fiindcă erau acolo și știu despre ce vorbim. După care m-am lecuit definitiv, sper. Neamțul puțin încă insistă, dar ce să zic, ne place mult mai mult postura atât de flatantă de înțelepți. M-am speriat când a zis înțelepți, să știți. Fiindcă orice suntem, numai înțelepți nu, iar dacă am acceptat măcar o secundă acest apelativ, s-ar dovedi că suntem de-a dreptul nebuni. Așa că nu suntem înțelepți. Suntem iubitori de înțelepciune. Suntem iubitori de înțelepciune. Eu nu mă consider nici măcar filozof. Singura prezentare corectă era cea de filolog și cea de teolog și pentru Mihai Neamțu avem diplome să demonstrăm acest lucru. Nimeni nu le poate contesta, după cum ați aflat, doar Paris, nici UBB, nici CNAT sau alte instanțe de acest tip. Deci, acolo suntem confortabili în aceste posturi, dar ce ne încântă este că în filolog și în teolog, în filologos și teologos, este logos, adică amândoi, eu sunt iubitor de logos, el este chiar tălmăcitor de logos în sens teologic. Amândoi ne-am permis să stăm un pic în marginea logosului, a cuvântului creator, a cuvântului divin, venind fiecare cu înțelegerea lui, firește, eu mai degrabă filologică, Mihai filozofică și teologică, venind amândoi, firește, și cu o dragoste creștinească și o dragoste nu atât confesională, aia, hai să zicem că poate fi problema fiecăruia, deci eu nu cred nicio secundă că credința ar fi o chestiune privată, religia este legătură, religio, legătură între ceva și ceva, între sus și jos, între generații, cultura creștină este un lucru care ne privește pe toți, creștinismul se trăiește în comunități, deci nici o clipă credința nu e o afacere privată. Da? Dar dincolo de asta, să zicem că fiecare crede ce vrea. Dar mai este încă o dimensiune. Mai este dimensiunea civilizației noastre comune, a binelui comun, a lucrurilor care ne țin împreună. Acum că a murit Papa Benedict al XVI-lea, Ratzinger, avea o carte care se numește Was uns zusammenhält. Ce ne ține împreună? Ce ne ține împreună? Ce ne ține împreună pe noi, maghiari, germani, români,
evrei, mă uitam astăzi dimineață la evoluția demografică, eu sunt foarte fan cifre, să știți, deși sunt filolog, și mă uitam la evoluția demografică a orașului dumneavoastră. E incredibil, deci în 38 erau 20% evrei, astăzi mai sunt 0,03%. După aia, deci, diversitatea asta etnică, diversitatea de credință, dar lingvistică, culturală, diversitatea care suntem noi toți, fiindcă nu există unul dintre noi care să fie pur o singură chestie. Nu există niciunul dintre noi. Tu ești armân. Eu am strămoșii mei au venit din Bind, a români, pe partea tatălui, pe partea ambei, sigur, erau ardeleni din Transilvania, din marginea Clujului. Dar suntem cu toții amestecați în toate felurile. Ce ne ține pe împreună români și irlandezi? Ce avem în comun noi români și irlandezi? Sigur, într-un mod umanist, general, să zice comuna noastră umanitate. Frățietate, liberté, egalité, fraternité. Nu, această fraternitate a speciei umane. Și te întreb, bun, fraternitate în numele a ce? De ce ai fi frate cu altul dacă nu ai același tată? Fiindcă definiția simplă, ești frate cu cineva care are același tată sau aceeași mamă. Ori în clipa în care tu nu recunoști că am avea cu toții aceeași tată divin, în mod evident aceeași tată biologic nu-l avem, ce ne ține împreună? Și ce ne ține împreună pe noi ca europeni? De ce când mergem totuși la Viena sau la Paris sau la Londra, ne regăsim totuși în lumea noastră? Iar când mergem, dacă ajungem la Beijing sau în Islamabad, nu suntem în lumea noastră. Care este diferența? Sigur că e un lucru destul de evident. Este civilizația creștină. Ori civilizația noastră creștină, iudeo-creștină, să spunem, civilizația noastră iudeo-creștină, greco-elenistico-romană, acest melting pot mediteranean care curge prin sânge ca un ADN, care ne fasonează limbile pe care le vorbim, care ne organizează spațiul. Mă uitam și aici, în satul mare, în centru e o biserică. Centrul oricărui oraș european e structurat de o catedrală, nu de spitale sau baruri sau discoteci. E o biserică, o catedrală, că e Notre Dame în centrul Île-de-la-Cité, că este St. Paul's în centrul City și Westminster Abbey în centrul Westminster și așa mai departe, oriunde ne-am duce. Timpul nostru este structurat de duminică, el nu curge amorf, nesfârșit, luna de joi vine duminică X, Y, Z, nu știu ce și altceva. Anii sunt de la Hristos. Anii sunt de la Hristos. Zilele sunt structurate de prezența duminicii și așa mai departe. Reflexele noastre lingvistice, că zici Doamne ferește sau să dea, sunt creștine. Chiar și pentru cei care nu mai cred, chiar și pentru cei care consideră că creștinismul este, știu eu, că Dumnezeu este inutil în ecuația progresului și a bunăstării umanității, chiar și aceia sunt obligați să recunoască formele creștine ale mentalității, ale limbajului, ale spațiului și timpului în care noi viețim. Ori acele lucruri sunt atât de importante încât eu cred că noi trebuie să facem tot ce se poate ca să le păstrăm. Și astăzi vom încerca să spunem și de ce trebuie păstrate, de ce trebuie păstrată această cultură cristocentrică, această cultură care are în mijlocul ei pe Dumnezeu, și voi încerca să arăt care sunt pericolele când te depărtezi de ele. Și vreau să vă spun întâi o poveste, care nu vine de la mine, ci care este un roman celebru, despre care voi vorbi mai pe delete peste câteva zile la București. E vorba de Maestru și Margareta lui Bulgakov. Rușii nenorociții sunt cel mai bine plasați să înțeleagă taina răului, fiindcă au trăit atât de mult în ea, efectiv pot să spui că s-au murat în răutate în toată istoria lor, încât cei care dintre ei au fior etic simt totuși, întuiesc rău mai mult decât îl putem noi intui, care doar ne plângem de diverse rele. Ei au trăit răul cu râ mare. Dacă vă aduceți aminte, romanul lui Bulgakov, Maestru și Margareta, debutează cu doi scriitori, iată, doi intelectuali, nu? Că tot ne plac intelectualii amândurora, deși facem parte din această categorie ingrată, eu nu-i gust foarte tare. Dar asta nu înseamnă că-i gust pe cei care urăsc intelectualii, atenție. Nici mitocănia cu program nu-mi place. Doi intelectuali, da? Un mare scriitor, șeful Uniunii Scriitorilor de acolo, Berlioz,
pe care îl cheamă după compozitorul Berlioz, care a scris Sinfonia Fantastică, în care unele din părți sunt Noaptea Valburgică și Drumul spre Eșafot, ca să avem o idee de ce l-a numit Berlioz, lumea asta nerusesc. Și celălalt este un poet care își spunea ca pseudonim Bezdomnăi. Bezdomnăi înseamnă fără casă. El era un poet, ca orice poet, viețuia în patria cuvintelor și a poeziei, era un SDF, un boem, da, mulțumim. Și Berlioz, în spiritul, se întâmplă pe vremea lui Stalin, deci în perioada cea mai sinistră a Uniunii Sovietice, Berlioz, în spiritul realismului socialist, îi ceruse lui Bezdomnăi să scrie un poem în care să-l demoleze pe Iisus Hristos. E un sport care se practică foarte mult. Sigur că e autoironic de fiecare când el afirm că Dumnezeu e mort sau îl ironizezi pe Hristos, în ultimă instanță te demolezi pe tine, dar și de altfel acolo și duce ateismul și ceea ce m-a hit iubat lumea, umanismul ateu. În fine. Deci, Berlioz i-a comandat omului un poem. Scrie, Doamne, un poem împotriva lui Hristos. Și acum îl certa. Zice, da, deși mi l-ai dat în timp record și e bine scris, totuși, tu trebuia să arăți că Hristos ăsta ești măcar în exilă. Tu l-ai pus acolo, i-ai dat o realitate, sigur l-ai demolat, dar noi trebuie să arătăm oamenilor că religie e un mit, e opiu, știți formula faimoasă a lui Marx, da? Nu există Dumnezeu. Când crezi că nu există Dumnezeu, firește că tu abolești și tot ce este sub Dumnezeu, începând cu principiul de ierarhie și autoritate, abolești în ultima instanță și rațiunea, aduci până la urmă un nihilism demolator, abolești și etica și morala, fiindcă ele devin convenții, totul e convenție, totul e, cum se zicea, narațiune sau narativ pentru aia care traduc română din engleză, ei așa știu să vorbească română, engleză prost tradusă. În fine. Și mai e ceva. Când îl negi pe Dumnezeu, negi și existența diavolului. Și dintr-o dată se face o căldură foarte mare, era luna mai și apare un străin acolo în fața lor. Bizar, așa, se vedea clar că e străin. Până la urmă intră vorbă cu el, știți cu toții, era, așa zis, un profesor de magie neagră, Voland. Satana însuși, cum vom descoperi în scurtă vreme. Și care le spune acestor doi, domnilor, despre ce vorbea? A, despre Iisus Hristos. Și îl certam, fiindcă spunea că există. Și eu am zis, da, vă asigur că există. Chiar știu, de altfel am și fost acolo de față la procesul lui, am asistat, chiar am pus umărul un pic la condamnarea lui. Nu știu ce, îl consideră un obscurantist sau poate un spion sau un provocator sau un imigrat rus care vine să bage zăzanie în paradisul sovietic. Pe scurt, discuția se încinge și Voland îi spune lui Berlioz, domne, cum poți tu să ai pretenția că înțelegi orice, că tu nici nu poți să știi ce o să se întâmple peste 5 minute sau peste jumătate de oră. Păi ce o să se întâmple? Zice, uite, o să stăm aici, mergem acasă? Nu, zice, uite, dumneata, de pildă, o să fii decapitat. Cum să fiu decapitat? Se miră Berlioz. Uite așa, zice, stai să mă... Da, zice, nu mai e nimic de făcut. Anușca a vărsat deja uleiul, e rezolvată treaba. Mai trece un pic de timp, se despart, pleacă Berlioz, dă să traverseze șina de tramvai, o slujnică vărsase, scăpa de niște ulei pe șine, alunecă, vine tramvaiul și capul lui se rostogolește acolo. Celălalt, Bezdomnă, îi nebunește și ajunge într-o casă de nebun. Dar nu vreau să spun care e tâlcul prim și ca să vedeți în ce direcție vreau să vezi, nu aveți impresia că nu merg niciunde. De ce unul își pierde capul și celălalt își pierde mințe? Fiindcă Berlioz, în spiritul raționalismului, materialismului și așa cea, negase însă și existența transcendentului, însă și existența binelui absolut Dumnezeu și a răului, existența unui Hristos istoric, pe care chiar și mulți oameni care contestă divinitatea lui Hristos, de pildă un mare filozof bucureștean și director de editură, despre care soția mea, în mod expres, mi-a interzis să mai vorbesc în seara asta, fiindcă am exasperat-o la Arad, deci nu am voie să-l pomenesc. Și Mihai Neamțul își face, se va abține și el, dacă poate. Ei bine, el negase însă și existența lui Hristos, negase trupul lui Hristos, negase corporalitatea,
istoricitatea, nu doar divinitatea lui Hristos, și își pierde de-a dreptul tot ce poate El să dea, adică trup, fizic, materie. E decapitat fizic. Celălalt care nu negase corpul, ci negase doar dumnezeirea, divinitatea, își pierde mințile. Cam asta s-a întâmplat de altfel și în modernitatea atee. Unii și-au pierdut de-a dreptul capetele și și-au pierdut și comuniștii care într-o primă instanță erau șefii revoluției și în a doua erau decapitați, fie la Paris în 1791-93, sau la Moscova, în diverse momente, continuând cu toate purificările lui Stalin. Deci, îți poți pierde capul la propriu și foarte mulți au înnebunit. Dacă ne uităm la modernitatea atei, vom vedea foarte multe forme de nebunii. Oameni care cărora trebuie să le definești ce e o femeie și un bărbat. Zice, nu știu ce e o femeie, vreau să-mi definești. Ultima modă este postumanismul, oameni care consideră că trebuie să se termine cu domnia umanului, că animalele, de fapt, sunt aceeași specie cu noi. Ei vorbesc despre animale umane și animale neumane. Că toți, de fapt, facem parte din aceeași mare specie. Vezi, un panteist din ăsta anti-uman total. Și de altfel nici măcar doar animale. Și inanimatul, pietrele, apa, natura, copacii, iarba au drepturi pe care omul le uzurpă, firește, și idealul eliberării ultime este dispariția umanității, astfel încât natura să nu mai fie poluată, să-și poată reveni. Unde merge, deci, umanismul ateu? Îl negi pe Dumnezeu, negi autoritatea care decurge. Rege, tată, profesori, familie și așa mai departe. În cele din urmă, cu care pretext? Cu pretextul eliberării omului, a unei libertăți absolute și așa mai departe. Autonomia gândirii, să gândești cu mintea ta, nu știu ce, să terminăm cu opiumul religios. Abolești, abolești, abolești și în cele din urmă nu mai ai ce să abolești decât omul însuși. The abolition of man, cum spune C.S. Lewis. Ori asta demonstrează dracul însuși în romanul lui Bulgakov. În clipa în care abolești pe Dumnezeu, abolești și nu mai crezi nici măcar în dracu, nu mai crezi nici măcar în existența răului. În clipa aia, răul devine posibil. Crima devine acceptabilă într-o societate. Iar ceea ce a făcut comunismul și nazismul, sigur, înainte, sau în același timp, a fost o crimă în proporții inimaginabile. De ce? Fiindcă fusese, vezi, Doamne, ucis Dumnezeu. Evident că Dumnezeu nu a murit, evident că Dumnezeu e tot acolo. În schimb, au murit milioane de oameni, iar sminteala continuă. Unii își pierd capetele, alții doar mințile astăzi, dar sarabanda asta descrisă de Bulgakov, din păcate, continuă. Cred că în seara asta, asta o să facem un pic. Anatomizarea sau chiar necropsia acestei nebunii sau biopsia. Sau chiar păcate, vivisecția. Sau vivisecția acestei nebunii a lumii noastre. Domnilor și domnilor, așa cum ați văzut deja, dialogul nostru a început printr-o evocare a unui roman absolut extraordinar. Face și el parte din canonul marilor cărți. Bulgakov moare în mizerie, trebuie spus, chiar înainte de începerea celui de-al doilea război mondial și putem vorbi și despre rădăcinile lui, dar nu acum. Vreau doar să observați că stăm cu această discuție în preajma cărții, singurei cărți care merită numele de Cartea Cărților, sau chiar majuscula, care de fapt este un plural, Biblia, ta Biblia sau ta Biblia în greacă, asta înseamnă, este biblioteca sacră, pe care înainte de Karl Marx, pe care înainte de Voltaire, alți filozofi, se întâmplă să fie unul destul de cunoscut mie, Spinoza, pildă, au încercat să o deconstruiască. Deci efortul de a distruge autoritatea acestei cărți, care este, apropo, o carte pe care sute de ani judecătorii din instanțele, din tribunalele civilizației occidentale, pe care zeci și sute, vine să spun, de milioane, poate, de copii de-a lungul ultimilor 500 de ani au învățat alfabetul, pe această carte, repet, pe care s-a construit civilizația noastră, au încercat să o deconstruiască, să o demitologizeze, să o anuleze în semnificațiile ei ultime, oameni care, sigur că au revendicat o autoritate intelectuală ieșită din comun și filozofii probabil că au fost primii care au vrut să detroneze rolul pe care sacerdoții, pe care preoții l-au avut în societatea medievală. Deci, proiectul continuă, proiectul de delegitimare a Cărții Sfinte continuă, iar noi, cu smeritele noastre puteri,
și cu limitările profesionale, pentru că noi nu suntem niciunul dintre noi bibliști, am venit cu un prim eseu, o primă, de fapt, contribuție la relegitimarea acestei cărți în spațiu public, plecând de la relevanța, în primul rând, a povestirilor, care nu sunt doar niște povești, ci sunt povestiri arhetipale, cele din Cartea Genezei mai ales, care vorbesc despre mișcările conștiinței și despre, până la urmă, interioritatea omului. Nu căutați paradisul în geografia Mesopotamiei, căutați, dacă se poate, paradisul în inimile dumneavoastră, așa cum Iisus ne-a și spus-o, împărăția cerului este înăuntru fiecare dintre noi, și apoi căutați-l pe Cain, căutați-l pe Abel, tot în pulsiunile sufletești de care orice om, fără Dumnezeu sau lipsit de har sau căzut în istorie, este capabil. Deci, mesajul pe care vrem să-l dăm în această seară este că nicio secundă Biblia nu și-a pierdut din actualitate, nicio secundă Biblia, care este o carte cu 3000 de ani de istorie, nu poate să fie pusă pe picior de egalitate cu orice altă carte. Și mai spunem un lucru, s-au prăbușit țări, au dispărut imperii, inclusiv Imperiul Roman sau inclusiv Imperiul Bizantin, și Biblia a rămas. Credem că această perenitate istorică demonstrată de Cuvântul Sfânt nu este accidentală. De ce? Pentru că Biblia nu e un text oarecare, ci e însuși textul revelat. În hermeneutica aceasta a Bibliei, a Scripturii, care înseamnă dialogul permanent cu mai ales Vechiul Testament, putem să găsim, în istoria hermeneuticii, vreau să spun, să găsim niște figuri absolut remarcabile. Cea mai importantă este Pavel, apostolul Mediteranei. Cel care nu l-a întâlnit pe Hristos față către față, dar care în drumul său către Damasc are o experiență misterioasă. Solzii cad de pe ochi și el vede ceva care îi fusese interzis. Pavel, care a asistat la uciderea lui Ștefan, l-am pomenit pe 27 decembrie, Pavel, care era până la urmă ucenicul unui mare rabin, Gamaliel, Pavel, care era fără de păcat după legea veche, după legea lui Moise, Pavel, care era ireproșabil, care era integru în raport cu litera religiei mozaice, Pavel se întâlnește cu o persoană. Nu cu un concept, nu cu o abstracție și nici măcar cu un text. Avem, deci, cu alte cuvinte, un prim salt de la cuvânt la miracolul acesta al întrupării, pentru că fără o întâlnire personală cu Iisus Hristos, cred că este foarte greu să faci teologie sau să faci chiar și exegeza textului sacru. Și Pavel este primul care își asumă rolul universalizării mesajului cristic. Poate că apostolii mai simpli, iertați-mă că spun asta, dar în măsori termeni. Oamenii care l-au cunoscut pe Iisus în carne și oase în Galileea. Oameni fără pregătire academică sau culturală într-un sens minimal, poate putem spune chiar dintre ei erau analfabeți. Oameni care nu citiseră textele civilizației elenistice la care făcea referire profesorul Papahagi, nu înțelegeau vocația universală a creștinismului și de aceea poate o vreme au dorit să păstreze mesajul lui Mesia cel uns, Hristos, pentru evrei. Și Pavel vine și spune nu. Nici de cum. Logosul care s-a descoperit în trup, în persoana lui Iisus, Nazarineanul, acest logos care este dintr-un început consubstanțial de o ființă cu Tatăl, acest logos trebuie vestit întregii culturi și întregii civilizații romane de limbă greacă sau de limbă latină. Motiv pentru care el pleacă într-un pelerinaj aproape perpetu către punctele cele mai importante ale geografiei mediteraneene. El pleacă din Ierusalim și atacă, în ghilimele, mai întâi Atena. De ce? Pentru că Atena era locul unde filozofii, stoicii, apoi epicureii, dacă vreți să folosesc un limbaj mai apropiat de cei tineri, și mă bucur că sunt și tineri în sală, fericiți cei tineri că cei vor moșteni datoria națională, care tot crește, fără să fie vreodată întrebați. Spuneam că acolo, într-un limbaj tineresc, în Atena, se dădea trendul cultural al epocii. Dacă vrei să înțelegi cam cum gândește grecul, te duceai în Areopagul Atenei și ascultai, precum în Hyde Park zilele acestea, dacă vreți, în Londra, cam ce vorbeau filozofii.
Și Pavel are curajul ca după ce vizitează o sinagogă, într-o zi de sâmbătă, de șabat, într-o zi de duminică să meargă în Areopag. Ceea ce poate astăzi creștinii au întârziat să mai facă, sau au uitat să mai facă. Noi suntem mulțumiți să ne strângem duminica în biserică și nu mai acceptăm provocarea. Ori Pavel știe că nu are absolut nimic de pierdut, ci și le spune Dumnezeul acesta necunoscut, căruia voi vă închinați, pe acesta vreau să vi-l vestesc vouă. Mai degrabă un eșec, aș spune eu, este ceea ce înregistrează Pavel, pentru că doar 3 oameni, gândește ce bine ne este nouă astăzi, da? Sunteți aproape 300, dar eu am tendința să folosesc hiperbola. Deci, vă mulțumim încă o dată pentru prezență. Pavel nu are un succes deosebit. Dar nu, atenție, nu e descurajat. De ce? Pentru că Pavel este un lider. Și definiția liderului mie îmi vine mereu în minte, este aceea unui om care gestionează foarte bine dezamăgirea. Liderul spiritual este un om care știe să-și gestioneze foarte bine decepțiile. Pentru că oamenii te dezamăgesc. Întotdeauna. Și probabil că singurul om de la care trebuie să ai așteptări ești chiar tu. Pavel continuă periplul. Și are în minte alte cetăți. Merge în Efes și le vorbește efesenilor. Merge apoi în Tesalonic și le vorbește tesalonicenilor. Care fiecare aveau frământări specifice. Probabil că ar fi venit și în Sătmar și ar fi scris o epistolă către sătmăreni pe care noastră ați fi citit-o cu foarte multă pasiune fiecare seară. Pavel a fost un geniu care a înțeles importanța misiunii în sens tare și la un moment dat, firește, vizează după ce a cucerit Ierusalimul, discutând cu apostolii iudaizanți, după ce își permite să viziteze Atena, capitala filozofică și culturală a Mediteranei, se duce și în capitala ei, și în capitala politică a respectivului spațiu, se duce la Roma. Și acolo detonează o bombă despre care nu vom vorbi astăzi. Însă, între orașele acestea găsim și un oraș comercial. Un fel de Las Vegas, forțând puțin note, e adevărat. Un loc unde oamenii nu aveau, ca în orașele comerciale, dacă te duci la Constanța, preocupările în port. Eu cunosc un marinar care a fost întrebat ce ați făcut mereu, primul lucru pe care l-ați făcut după ce ați coborât de pe vas, el spunea marinarul acela că mergea la bibliotecă. Deci în Constanța, dacă te duci, probabil că nu vei simți că discuțiile între oameni sunt de ordin metafizic sau filozofic. Expunerea corintenilor, oameni ai mării, era mai degrabă, nu, pe de o parte, și fiți atenți acum la ceea ce spun, fiindcă e perpetu actual tipul ăsta de ispită, expunerea corintenilor era mai degrabă la un stil de viață, aș spune, relaxat, dacă nu cumva libertin. Iar o să fiți șocați dacă citiți detașați puțin textul despre care eu vă vorbesc acum, epistola 1 către Corinteni, face referire la niște practici uluitoare. Adrian Papahagi, apostolul Pavel, vorbește și despre prezența incestului. În anumite familii care se numeau creștine, el a identificat asemenea practici. Și oarecum tulburat și revoltat. Cum își permit unii creștini să creadă că pot să spună, pe de o parte, Iisus este Domn și pe de altă parte să facă aceste lucruri de nerostit. Pe lângă această ispită, doamnelor și domnilor, despre care poate vom vorbi, fiindcă ea n-a dispărut, prostituția digitală este în plină desfășurare sub ochii noștri, în spațiul românesc, în spațiul moldav, în spațiul european în general, trebuie să recunoaștem că există această înclinație. Pe lângă această ispită a cărnii, care ține de slăbiciunea constituției noastre de ființă în momentul căderii, mai există o altă ispită, a elitelor. Și noi în această seară vom vorbi puțin mai mult despre ispita elitelor, pentru că noi, prin vocația pe care ne-am asumat-o, am îmbrățișat-o, discutăm mai mult cu formatorii de opinie din afara bisericii. Domnul profesor Papahagi de la catedră. Eu, în calitate de scriitor și animator cultural, întâlnesc oameni care văd lucrurile altfel decât noi și deci încearcă și ei să facă ceea ce noi în seara asta sper să reușim, anume să influențeze. Cum să influențeze oamenii? Prin revendicarea unor tipuri de cunoaștere, cunoaștere seculară de data asta, foarte diferite de cunoașterea duhovnicească. Vom vorbi deci despre Pavel, vom vorbi despre iubire, vom vorbi despre discernământ. Și invitația noastră în această seară pentru dumneavoastră este să revenim cu toții la diacrisis, la discernământ, ca virtute duhovnicească de prim rang. Apostolul, ca să vă introduc repede în text,
vorbește în primele pagini ale epistolei despre problemele lor morale, despre starea lor de confuzie, încearcă să-i ajute să-i îmbărbăteze. Și undeva în jurul capitolului 12, el introduce tema unității trupului bisericii. El spune, trupul lui Hristos are mai multe mădulare. Primul lucru la care vă invit, zice Pavel, către corinteni, către sătmăreni, către clujeni, către bucureșteni, este să renunțați la gelozie și la competiția aceasta absurdă între unul sau celălalt. El spune, așa cum piciorul nu poate să se revolte pentru că nu este ochi, așa cum urechea nu poate să se supere pe buze pentru că nu este ceea ce e altcineva, la fel și voi, fiecare cu înzestrări specifice, nu trebuie să vă certați, ci dimpotrivă, să creați o sinfonie a darurilor în comunitățile locale pe care le constituiți. Deci primul lucru este o invitație la recunoașterea darului din fiecare semen al tău. Fiecare om se naște, spune Iisus, cu talanți. Și orice om care are niște talanți trebuie apreciat pentru talanții săi, nu pentru ceea ce nu are. Asta e o greșeală a pedagogilor foarte grăbiți. Să-i reproșeze unui copil că nu e bun la muzică. Dar Dumnezeu nu l-a făcut neapărat să fie mâine un nou Beethoven sau Pavarotti. Știți bancul cu Pavarotti? Să ne mai puțin destindem. Pavarotti și cu Placido Domingo la finalul carierei stau de vorbă și îi spune Pavarotti către Placido Domingo, îi zice, care a fost momentul tău special în toată cariera de artist? Și Pavarotti spune, știi, am fost italian, sunt italian, sunt catolic și ce am fost la Fatima în Portugalia și am cântat un Ave Maria. Ce nu o să-ți vină să crezi. Au curs lacrimi de sânge de pe statuia Fecioare. Incredibil, zice prietenul său, da. Pavarotti întreabă și pe tine, ce te-a mișcat? Ce experiență ai avut? Și ce Placido Domingo zice, eu am fost în Rio de Janeiro. Am fost în Brazilia. Zice, am cântat Iisus, bucuria mea de Bach. Și nu o să-ți vină să crezi, statuia lui Iisus a coborât de pe munte și mi-a spus Iisus, bravo, Placido, de tine îmi place, nu de Luciano care o face pe mama să plângă. Artiștii sunt speciali și sunt buni. Artiștii sunt speciali și sunt foarte buni când își recunosc darurile. Când nu intră într-o competiție absurdă în stări de rivalitate și până la urmă de resentiment reciproc. Ei, Pavel asta le spune. În primul rând, recunoașteți-vă darul fiecare în parte. Și lucrați pe această conștiință aproape de tip stoic a unei simpatii universale. Noi suntem chemați să construim trupul lui Hristos plecând nu de la rivalitate, ci de la complementaritate. Râvniți la diferite daruri. Unii au darul învățăturii, alții au darul profeției. Acum o să spun, fiindcă profesorul Papahagi are o dragoste specială față spațiului rusesc, rușii au chestia asta, nu știu dacă știți, au vorbă, zic așa, zice, viitorul îl cunoaște. Zice, trecutul e un pic imprevizibil. Nu? Mai ales rescrierea trecutului la care sunt specialiști. Pavel spune, odată pentru totdeauna, opriți-vă din ceartă și construiți pe logica complementarității. Și zice, râvniți la darul cel mai de preț, care este iubirea, agape. Și dați-mi voie să vă spun ce este iubirea. Și acum intrăm cu adevărat în miezul discuției noastre, pentru că iubirea este cântată de Apostolul Pavel, mă tem că nu o să pot citi în greacă textul, dar dacă îmi permit să intrăm în regia noastră clasică, o să dau citire primelor trei versete și apoi te invit să comentezi, Adrian Papahagi, iată cum sună textul. Sunteți pregătiți? Da. Sunteți cu noi. De a-și grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcut-o m-am aramă sunătoare și chimval răsunător. Și de a-și avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință, gnosis, și de a-și avea atâta credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de a-și împărți toată avuția mea și de a-și da trupul meu să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește. Câteva contraste, câteva tensiuni,
Înainte însă de a vorbi despre ce este cu adevărat dragostea, Pavel ne spune ce nu este ea. Și Adrian Papahagi, dragostea nu este pretenția de a epuiza toate tainele prin actul gândirii, nu este nici aroganța celui care se consideră mai știutor sau atot știutor. Da. Eu o iau un pic de mai departe, dar nu chiar așa de departe ca Mihai, dar cobor două capitole doar, adică de fapt vreo cinci, în prima epistolă către Corinteni. Fiindcă Sfântul Pavel are o răfuială cu ceea ce îl numește Gnosis încă din 1 Corinteni 8. Nu o să mai citesc acum textul, dar el spune Gnoza se fălește, se mândrește în timp ce agape, dragostea, smerește. Sau zidește. Și după aia vorbește, sigur, despre acest termen agape, care nu era cuvântul obișnuit pentru a spune dragoste în limba greacă. Limba greacă și latina cunoșteau diverse declinări ale ideii de dragoste și vă dați și dumneavoastră seama că atunci când spunem dragoste, putem să spunem foarte multe lucruri. De pildă, mi-e dragă muzica populară. Bă, e o dragoste? Nu mie, dar zic în general. Sau, sau în engleză, I love popcorn. Știu? Poți să-i zici în franceză, j'adore, nu știu ce, la mer, marea. Dar, bă, îmi place, mă ador, iubesc vremea bună. După aia se firește că există, deci, așa, un mod trivial în care spui că îți place ceva, spui că iubești. Există o dragoste firește care îi leagă în mod firesc pe părinți, de copii și pe frați între ei, rudele, nu? O dragoste filială, fraternă, paternă, maternă și așa mai departe, care și ea este firească. Este în ordinea firii. De altfel, C.S. Lewis are o carte care se numește The Four Loves, cele patru tipuri de dragoste, cele patru iubiri. Și le declină pe toate acestea. Există o dragoste poate un pic mai spiritualizată, mai puțin. Există firește dragoste dintre bărbați și femeie, nu? Și unii ne vor vorbi și despre alte dragoste, tipuri de dragoste care nu se votează, dar care trebuie celebrate public o lună pe an. Nu mă privesc acelea pe mine. Dar, nici pe mine, să fie clar. Fără să voteze nimeni, însă e obligatoriu o lună pe an să le celebrăm. Bon. În ce mă privește, nu mă închizui la aceste celebrări. Dar există dragostea firească între bărbați și femei, nu? Care are ca scop, până la urmă, dragostea erotică, eros, și acela era cuvântul grecesc principal pentru dragoste, care are, până la urmă, ca scop perpetuarea speciei și la rândul ei este ceva firesc. Și Adam o iubește pe Eva și iubește soția, și bărbatul sau femeia își lasă familia și își urmează soțul, soția, nu? Devenind practic un singur trup. Deci această dragoste erotică este la rândul ei firească și nu trebuie blamată. Sigur că erotizarea oricărui tip de dragoste este altă discuție. Există și o dragoste care e un pic chiar mai spiritualizată și mai altruistă, fiindcă acestea au, poate să zicem, o doză de egoism. Nu e evident că e o dragoste care îți produce și ție o satisfacție sau care are ceva egoist, îți iubești familia ta. Dar există o dragoste între prieteni. O dragoste, să nu uităm că în latină amicus vine de la amo amare, care înseamnă a iubi. Deci amicus e un om pe care îl iubești. Îți iubești prietenii. Ții la alți oameni. Dar ceea ce Pavel propune aici este o dragoste care trece peste toate aceste tipuri de dragoste. Peste storghe, peste filia, peste amiciția despre care a scris Cicero, peste eros despre care a scris Platon în banchetul său. Este o dragoste care în același timp, care este în primul rând aproape nemotivată, gratuită, e o dragostea de celălalt și în același timp dragostea de Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu pentru ceilalți. E o dragoste care are multe sensuri. Ea nu se referă doar la filantropie sau la altruism. Altruism e un cuvânt inventat de pozitivistul Auguste Comte ca să-l elimine pe Dumnezeu din ecuație și am să vă explic cum. Altruismul este o iubire de aproape, de da, o agapă din care l-a eliminat pe Dumnezeu. Ești altruist, adică îți pasă de altul.
Dar există în dragostea lui, lui Pavel, în Agape, există și dragostea lui Dumnezeu Tatăl pentru Fiul. Există dragostea Fiului pentru Tatăl. Există dragostea, deci, în interiorul Sfintei Treimi. De-aia Ioan poate să spună Deus Caritas est, o Theos Agape. Da? Dumnezeu este dragoste. Și asta e, uite, alt text al lui Ratzinger. Prima lui enciclică. Prima lui enciclică. Foarte interesant. 2006. Prima lui enciclică despre Eros și Agape, despre Dumnezeu care este dragoste. În concepția platoniceană, Dumnezeu nu este dragoste. Fiindcă pentru Platon, dragostea este dorința Eros, dorința de lucrurile care îți lipsesc. De pildă, frumusețe, veșnicie, celălalt sex, nu? Tu nu ești femeie, iubești femeia. Viață veșnică. Chiar și perpetuarea speciei e un fel de dragoste de veșnicie. Așa putem să... Dar este și dragostea mai înaltă, spune Platon, sigur, un filozof idealist al ideii, nu? Dragostea de absolut, de eternitate, de veșnicie, de binele absolut, de adevărul absolut. Sună aproape creștinesc, dar nu este. Dragostea aia este o dragoste egoistă, până la urmă, fiindcă ea nu este pentru alții. Iar odată ce tu ai ajuns la dragostea cea mai înaltă de Dumnezeul, de Zeu, să zicem, de principiu ultim, de idee, de perfecțiune, nu-ți mai pasă de toate celelalte, de trup și în orice alt de alte trupuri sau de alți oameni. Dragostea aceasta, în același timp, este cu sens unic, dinspre om înspre Dumnezeu, fiindcă, conform definiției însăși a lui Platon, zeii nu au nevoie de nimic, lor nu le lipsește nimic, ei sunt veșnici, perfecti, frumoși, atot știitori. Nu au nevoie nici de veșnicie, nici de știință, nici de putere, nici de asta. O, le au deja. Și atunci zeii nu au de ce să iubească umanitatea. Sigur că zeii uneori se încurcă cu muritoarele în bizara mitologie și amuzantă, sigur, și foarte instructivă mitologie greacă, dar până la urmă, bizară. Da, iau tot felul de forme, de lepede, de tauri, de tot felul de fierotanii, de fiare și până la urmă, bun. Dar, esențialmente, în filozofia platoniceană, zeii nu au nevoie de dragoste. Dragostea de care vorbește Platon este o dragoste și a lui Dumnezeu pentru oameni. Dumnezeu creează din dragoste. Logosul Creator creează din dragoste, din prea plin. Nu e o dragoste lipsă. Nu e dragoste. Abundență. Și nu e o dragoste egoistă, nu avea nevoie de creație sau de bine. Și El creează bine. Și aici mergem și la Geneză. Dacă asta se numește de la Geneză la Înviere și esențial. Fiindcă, practic, toate smintelile lumii astea, stau și mă gândesc, seama, politice cel puțin, au venit din proasta înțelegerea Genezei. Chiar citeam zilele trecute cu Lianu, Arborele Gnozei, care spunea că a făcut un experiment cu studenții lui și au găsit că primele două versete din Geneză pot fi interpretate, pot fi înțelese în 56 de feluri diferite. Bun. Vă dați seama. Dar partea proastă este că au și fost înțelese în foarte multe feluri diferite. Una dintre ele este că Dumnezeu nu putea să creeze lumea de vreme ce lumea conține în ea răul, moartea, crima, ura, suferința. Suferința copiilor, nu? Cum întreabă Ivan Karamazov. De ce suferă copiii? De ce suferă un copil? De ce ai un copil de 3 ani cancer? Cum poate să existe așa ceva și un Dumnezeu drept și milostiv și bun? Problema asta e teodicee care i-a smintit pe mulți. Pe alții, pur și simplu, de ce unii sunt bogați și au tot ce trebuie și eu n-am nimic? Bun. Și de aici vine și comunismul. Și așa mai departe. Dar problema asta este, dacă există rău și Dumnezeu e tot puternic, Dumnezeu ar trebui să vrea și El e binele. Ar trebui să vrea să eradicheze răul și răul să nu poată exista. Dacă răul există, înseamnă că Dumnezeu nu e atât puternic sau nu e bun. Și de aici încep foarte multe smintele, începând cu smintele gnostice, marciuniste și de altă natură, doceniste, care spun nu, de fapt nu Dumnezeu a creat lumea asta, fiindcă lumea nu e bună. O vedem că nu e bună. E rea, e ticăloasă, oamenii sunt răi. Există rău în lume. Nu putem nega că nu există. Chiar eu am vorbit de Volan. Nu. Dacă există rău în lume, înseamnă că nu Dumnezeu a făcut lumea asta bună, ci a făcut-o poate un demiurg rău. Un trickster. Un trickster. Poate dracu însuși, diverse gnoze spun diverse lucruri. În orice azi, lumea e rea. Ori, eu mi-am pus semnul de carte, nu că era foarte departe și riscam să nu găsesc, fiindcă sunt primele versete din Geneză. Și e bine să încep cu începutul când vorbește, este fundamentală. Dumnezeu, după fiecare zi a creației și act al creației, creează, numește lucrurile și după aia constată. Și a văzut Dumnezeu că este bine. Și a văzut Dumnezeu că este bine. Dumnezeu își binecuvântează creația.
O iubește. Vede că e bună. Ok? Deci, creația este bună. Dumnezeu a creat-o din dragoste. Și pe om l-a creat din dragoste. Pentru gnostici, lucrul acesta e imposibil. Pentru gnostici, ceva e rău. Ce poate să fie rău, cel mai adesea, trupul. Trupul ne trage în jos. Și mediteam zilele trecute la un singur lucru. Trup și suflet, nu trup și minte. Și spunea, Doamne, toate păcatele vin de la trup, trupul nărăvit, trupul bestial, trupul animal care ne trage, nu e adevărat. Vă spun, de fapt, înțelegerea că am ajuns de trecute. Trupul este o binecuvântare pe care ne-o dă Dumnezeu tocmai pentru a ne smeri. Fiindcă care dintre noi, în cel mai glorios moment al lui, nu-i fulgera de o durere de dinți și îți dă seama cât e de neputincioși și se zvârcolește o noapte întreagă? Care dintre noi, oricât de puternic ajungești, de bogat și domină lumea întreagă, nu e răpus de un cancer și moare în propriul lui pișat ca Stalin? Fiindcă așa a murit. Da. Din fericire pentru umanitate, într-un mod disgrațios, cum aș fi trăit. Care dintre noi? Câte porcării poate să arcă trupul? Da, te poate duce spre desfrânare, spre crimă, spre ură, spre lăcomie, spre tot ce vreți. Dar cât poate omorî un om? Deci o limită. Trupul e o limită. Trupul îți pune o limită. Îți pune o limită prin mortalitate, îți pune o limită prin cât poți să mănânci. Să zici că ești mâncău universul. Cât poți mânca? 3 boi? 30? Nu poți. Numai la fomilă, în harampal, poate. Nu poți. Cât poți curvi? Cât poți ucide tu cu mâna ta? Ca să ajung, nu poți. În schimb, mintea ce limite are? Ce oroare nu poate mintea să o conceapă în ultima instanță? Câte crime nu poate să facă unul care e animat de ideologie? Și care cu mintea lui vrea să radă o categorie întreagă, etnică, evrei, socială, economică, culacii, burghejii, moșierii și așa mai departe, cum a fost comunismul. Ce limită are mintea? Niciuna. Diabolismul adevărat e în minte, în cuget, nu în trup. Trupul ne smerește. De Francis din Assisi, în cântecul lui pentru fratele soare, spune, are la o vers care zice, Benedetto simi signore per la nostra sora morte corporale. Binecuvântat fi, Doamne, pentru sora noastră moartea corporală. Vă dați seama ce mistică profundă. Fiindcă moartea, până la urmă, te smerește. Asta e înțelegerea creștină. Moartea, limitele trupului, sunt, până la urmă, binecuvântări. Dar, bun, rămâne misterul răului. De unde e rău în lume? Gnosticii vor spune așa, lumea era Dumnezeu. Lumea era. Nu noi suntem răi. Lumea era. A fost făcută de un demiurg rău. Și noi avem în noi o scânteie divină, pe care prin înțelegere, prin gnoză, prin cunoaștere, alții vor zice, prin ideologie, prin rațiunea pură, prin ce vreți, prin dialectică, prin eliberarea de opiumul religiei sau de orice chestie, prin eliberarea de orice, poți să o depășești. Și aia este gnoza aceea care se mândrește, pe care o condamnă Pavel în 1 Corinteni 8. Ori, să revin ca să înțelegeți unde vreau să merg. Pentru gnostici, sau pentru, poți să-i zici, Rousseau, pentru melioriști, pentru comuniști, lumea era, era, dar ea poate fi ameliorată, ea poate fi salvată. Cum? Prin acțiune umană. Deci mântuirea prin acțiune umană. Și de-aia ni se propun foarte adesea frontul salvării naționale, uniți salvăm toată România, sau Comitetul Salut Public, da, tot timpul vin tot felul de ăștia să ne salveze în diverse moduri. Și ne salvează, la sfârșit mai rămâne piatră pe piatră în civilizație. Bine, ăștia de acum sunt foarte diluați, dar noi recunoaștem și în formele diluate, formele tari, de aia țipăm așa tare, nu fiindcă suntem tâmpiți, ci fiindcă știm să citim formele istorice și în alea diluate le vedem pe alea concentrate și ne închipuim ce s-ar întâmpla dacă și astea diluate s-ar concentra. N-ar fi bine. Bun, dar revin. Pavel înțelege lucrurile astea. Cartea Genezei ne spune cu acestea. Creația este bună. Răutatea nu este de la Dumnezeu. Răutatea vine prin ispită, prin cădere. Răutatea vine de la, din nesupunere, din revoltă, revolta permanentă, în revoluția permanentă. Ori gnosticii, ce cred? Ei sunt nemulțumiți
fiindcă lumea e rea și vor să o salveze, să aducă raiul pe pământ, dacă se poate să ne aducă epoca de aur. Acum mă plimbam astăzi prin oraș și mă uitam la oroarea aia de conturn, de la Consiliul Județean, de ceva, de o urâție cum n-am văzut în viața mea. Arhitectura asta comunistă, că vrea să te zdrobească efectiv cu brutalitatea ei betonieră, e ceva înfiorător. Dar, în fine, epoca de aur, asta e o epocă de aur. Gnosticul vrea să-ți ofere accesul la o inteligență, la o înțelegere superioară, pe care el crede că o are și se crede și îndreptățit să-ți o dea ție. Înțelegerea asta superioară o putem numi și ideologie. De altfel, când Solzhenitsyn a fost întrebat, de fapt Solzhenitsyn scrie de mai multe ori în diverse locuri, și în Roata Roșie, și în Arhipelagul Gulag, zice, problema e următoarea, ai foarte multe crime și la tiranii lui Shakespeare, la Macbeth, la, știu eu, Iago face victime, dar toți au fost limitați și tiranii trecutului, fiindcă ei nu aveau o ideologie. În clipa în care criminalii s-au dotat cu o ideologie, practic crima a fost nestăvilită. Ori asta este problema majoră. Ideea, gnoza, cunoașterea. Această cunoaștere nesmerită, care crede că poate înlocui credința, că îl poate înlocui pe Dumnezeu, că omul singur, cu mijloacele sale, prin acțiunea sa, prin creierul său, prin cunoașterea lui, aia care îți pierde minții e ca lui Bezdomnului, poate să salveze umanitatea, poate să aducă o epocă de aur, o epocă egalitară, în care nu mai există conflicte, nu mai există bogăție, sărăcie, suferință și așa mai departe. Acest tip de gândire gnostică, care până la urmă este o erezie, o îndepărtare de la adevărata credință, după părerea mea, a produs absolut toate dezastrele modernității. Absolut toate. Și dacă îmi permiți, Adrian Papahaci, după această foarte puternică pledoarie pentru o lectură istorică, nu? A tuturor ideilor care au făcut ravagi, unele dintre ele chiar și aproape de noi, uitați-vă să înțelegeți că nu stăm de vorbă despre ceva foarte îndepărtat. Uitați-vă că un om de o moralitate ireproșabilă, care a condamnat atât nazismul, Holocaustul, în 42 există o scrisoare a lui Iuliu Maniu pe această temă, cât și, bineînțeles, comunismul. Un om care a construit proiectul Marii Uniri, un om care venea din spiritul acesta al memorandiștilor de secolul XIX și care a pus totul pentru țară la bătaie, un om care a renunțat chiar și la familie, deși fusese îndrăvăstit, cred că, de o farmacistă din Cluj, a sfârșit unde? În marginea marginii, precum Hristos. La Sighe, dacă nu mă înșel, nu oriunde, da? Ci în cimitirul săracilor, uitat de oricine, moare unul dintre cei mai mari bărbați ai acestei țări, ai României, cu un doctorat la Viena, dacă nu mă înșel, sau la Budapesta, ajutați-mă, în 52 sau în 53? În 53 moare, de aceea sunt 105, iertați-mă, putem să ne raportăm în 2023 la 1953, Maniu, ucis de către cine? De către un regim marxist-leninist. Așa se indica, așa se intitula acest regim. Atenție! Înainte de a fi comunist, îi spuneam că a fost un regim marxist-leninist. Și de aceea Adrian Papahaci face foarte bine că duce în actualitate tema gnozei. De fapt, Besançon e maestru, în ultima instanță, cel mai bun interpret al leninismului, într-o carte despre originele intelectuale ale leninismului. Acest mare gânditor, Besançon francez, arată că, fără să-l citească la 16 ani pe Marx, acest tânăr rebel din Kazan, care făcea studii de drept în Rusia țaristă, poate nu avea gândul, despre care vorbea profesorul Papahaci, de a organiza o ideologie mai întâi, a revoltaților, bineînțeles, de a construi un partid al bolșevicilor, în al doilea rând, care să detroneze, evident, orice urmă de Romanovi în Rusia țaristă și, bineînțeles, să instaureze un nou ev. 60 de milioane, 70 de milioane de oameni au murit datorită ideii bolșevice doar în Rusia. Bineînțeles că istoricii adaugă morții lui Mao Tse-tun, a lui Che Guevara, a lui... Sper că nu aveți barul cu Che Guevara pe aici. Vă rog frumos, măcar din respect față de Maniu, să nu vedem urmă de bar de acest tip. Bineînțeles, vorbim și despre Pol Pot, vorbim și despre Nicolae Ceaușescu, vorbim și despre Gheorghiu Dej, vorbim și despre Anna Pauker și putem vorbi și despre Enver Hoxha și atâția alții. Deci,
Să nu credeți că aici ne-am așezat noi, savanți intelectuali sau pur și simplu cititori ai Bibliei, să vă vorbim despre lucruri care s-au întâmplat acum 2000 de ani. Nu! Vă vorbim despre ambiția intelectului, care este dezamăgit de ordinea socială nesatisfăcătoare. Care generație este mulțumită de ceea ce are? Niciuna. Și care la un moment dat intelect, gândiți-vă la noțiunea germană de Aufklärung, da? Pretinde o iluminare, pretinde o, dacă vreți, superioritate morală față de cine? Față de cel care merge și lucrează pământul, nu? Pentru Lenin, țăranii erau pur și simplu reacționari, din fire. Nu ce înseamnă să fie reacționar, nu se alineau imperativelor revoluției. Pentru Marx, țările, societățile rurale nu promiteau revoluția. De aceea, pentru Marx, Rusia nu trebuia să fie prima țară revoluționară. Ci mai degrabă, țările industriale trebuiau să fie cele care găzduiesc această revoluție socială. Cine este Marx? Este profesorul universitar, care la 22, 23, 24 de ani citește Fenomenologia Spiritului. Scris în 1807, dacă nu mă înșel, în care Hegel, la rândul său filozof, asta fac filozofii, vor să detroneze autoritatea cărții sfinte și a bisericii, vine și spune că esența societății, am putea spune vechi, antice, este lupta de clasă sau lupta pur și simplu între stăpân și sclav, între deținătorul de terenuri, între, dacă vreți, feudalul de mai târziu și, sigur, sclavul care nu are demnitate și trebuie să muncească fără să primească nimic în schimb. Plecând de la un pasaj foarte important din Fenomenologia Spiritului, așa, Marx dezvoltă o întreagă teorie economică de data asta și încearcă să ne spună o minciună, de altfel, istoric vorbind, este o minciună, că toată bogăția în lumea aceasta reprezintă o formă de confiscare și, bineînțeles, este rezultatul unei exploatări a celor nepăstuiți, a celor umiliți și obidiți, de către cine? De către posesorii de capital, acești nenorociți de capitaliști, care sigur că trebuie să sfârșească unde altundeva, dacă nu într-un culam. Teoria lui Marx este susținută financiar și publicistic de către Engels, care ia banii de la Tychus, o limuzină din Manchester, și tipărește în sute de mii de exemplare aceste pamflete, aceste pur și simplu manifeste ale lui Marx, inclusiv manifestul Partidului Comunist scris în 1848, în doar două săptămâni, publicat, lansat întâi la Bruxelles și apoi în alte locuri. Scrie 14 prefețe la acest manifest al Partidului Comunist, Engels, și lansează conceptul de ideologie revoluționară marxistă. Gândiți-vă că Lenin îl ia în serios. Gândiți-vă că un student la teologie, de fapt era un simplu seminarist, tot la 16 ani, Giugașvili, pe numele său, mai târziu prietenii l-au numit Stalin, fiindcă era un om puternic, așa, cu voință de fier, a putea spune de oțel, citește și el Marx. Deci ce vreau să rețineți din discuția noastră din această seară este că ideile au consecințe fatale. Și că întregi sisteme constituționale sau politice s-au născut de la o lectură. Vă dați seama, omul ăla stătea în Tbilisi, cânta în cor, vorbesc de Stalin acum, are, dacă vreți, experiența lepădării de credință, nu mai vrea să fie preot ortodox, și devine brigand, adică devine pur și simplu tâlhar la drumul mare. Îl întâlnește pe Lenin, care îi dă câteva misiuni. Între care, în 1907, misiunea de a, atenție, fura bani dintr-o bancă a unor georgieni înstăriți. El sparge o bancă, inițierea trebuie făcută întotdeauna, fie prin crimă, fie prin furt, fie prin ambele. În cazul lui Stalin s-a făcut prin ambele, că nu puteai să furi fără să ucizi. Și în 1907 Stalin ucide pentru ca să ia niște bani de la cei bogați, ca să dea apoi, nu-i așa, pentru cauza Revoluției mai departe. Deci ce a spus aici profesorul Papahagi? Anume faptul că la un moment dat modernitatea coace o idee care este ruptă totalmente de etica iubirii aproape lui, este perfect adevărat. Unde se coc aceste idei? Iertați-mă. Dacă mergeți la Berlin, și eu am fost șocat într-o vizită la Universitatea din Berlin, apare un citat foarte mare, scris, cu litere de șchioapă: filozofii doar au
gândit lumea, spune Marx. E timpul să o și schimbăm. Și foarte mulți tineri, dacă văd bine așa, până la etaj, sunt astăzi invitați să schimbe lumea. Hai să schimbăm lumea, hai să schimbăm universul, planeta, să schimbăm temperatura, dacă se poate, oceanelor. E foarte tentant să schimbi lucrurile îndepărtate și foarte mari, pentru că e foarte greu să te schimbi pe tine. Și aici aș vrea să introduc tema din nou paulină. Credință, nădejde și dragoste. El încheie acest imn spunând că acestea sunt cele mai importante daruri. Și cum spunea și profesorul Papa Hagi, dragostea e un dar al Duhului Sfânt. Nu este o acțiune a mea voluntară, mă străduiesc ca un stoic care se duce dimineața la sală, trage de fiare și apoi, sigur, scrâșnind, hotărăște să-l iubească pe aproape. Nu așa funcționează dragostea. Nu. Dragostea e o revărsare dintr-o abundență a Harului. Gândiți-vă de pildă cum vine iertarea. Exaifnes, spun grecii. Dintr-o dată. Dintr-o dată pot să ierți. Steinhardt ne-o spune foarte clar. Am intrat plin de resentimente, de frustrări, de cârcotele la adresa semenilor. Și închisoarea și mai ales întâlnirea cu Hristos m-a eliberat. Pot să dau mâna și cu cei care m-au vorbit de rău. Cum? Printr-o atingere specială a Harului, a Duhului Sfânt. Asta este, de fapt, pretenția creștinismului. Că există un dincolo de voința noastră, de efortul nostru, de încăpățânarea noastră. Și ce e foarte frumos, și cu asta închei și ne apropiem, încet încet, să știți că ne apropiem și de partea de Q&A, de întrebări și răspunsuri, este că dacă virtutea teologală pistis, a credinței, are de a face cu trecutul, pentru că noi avem credința cui? A lui Avram, a lui Isaac și a lui Iacov. A Sfinților Părinți. Tot timpul spunem, pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri. Deci dacă avem o credință care vine din trecut și care ajunge la noi prin auz, dacă avem o virtute teologală a speranței care este ancorată inevitabil, nu? Într-un orizont deschis al viitorului, iubirea este aici și acum actualizată prin faptă. Iubirea nu este teoretică. Este eminamente o virtute a eticii, sigur, a unei etici cristocentrice, pentru că, până la urmă, dacă citiți textul și vă uitați foarte atent la felul în care vorbește Pavel despre iubire și schimbați cuvântul iubire și spuneți Iisus sau spuneți Hristos, veți vedea că așa stau lucrurile. Iisus sau Hristos sunt de lung rapă. Hristos este binevoitor. Hristos nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Hristos nu se poartă cu necuvință. Hristos nu caută la ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește rău. Așa că aș vrea în această seară să plecăm cu o foarte limpede interpretare a textului care ne spune că, spre deosebire de comunism, de nazism sau de orice altă ideologie, transumanismul, cum ar fi de pildă în zilele noastre, de tip gnostic, creștinismul este eminamente interpersonal și ne interpelează în primul rând pe noi înșine și interioritatea noastră. Adrian. Și aș mai face un comentariu în ce privește dragostea. Conceptul, nu doar paulin, ci creștin și firește, în care ne recunoaștem cu toții de dragoste. Vedeți, el are două sensuri. El are sensuri dinspre om înspre Dumnezeu și dinspre Dumnezeu spre om. Are după aia un sens orizontal între oameni. Da, dragostea de aproapele. Caritas, care C.S. Lewis, în engleză e charity, caritas. Poți să o traduci chiar prin milă. Dragostea creștinească e și un soi de milă. Nu e o dragoste posesivă, erotică, devoratoare. Nu e o dragoste care te face pe tine să te simți bine. E o dragoste care are și compasiune, milă. Bun, e și dimensiunea aceasta. Există două ispite majore ale modernității și ambele falsifică acest tip de dragoste. Una este să le elimine pe Dumnezeu din chestiune. Vedeți, asistență socială. Sunt oameni care fac foarte mult bine, care vindecă, care construiesc spitale, care ajută copii bolnavi, care fac bine săracilor. Dar care spun, nu avem nevoie de Dumnezeu, nu avem nevoie de catedrale, de asta, nu avem nevoie de spitale, de aziluri, de asistență socială, îți dăm toți banii de biserică. Amputează, cu alte cuvinte, această dragoste agape de înalt. Și de-aia am spus că August Comte vorbește despre altruism. Altruismul este între tine și altul, dar le elimină pe Dumnezeu.
Există și o dragoste de tip gnostic, în care tu nu îl pasă foarte mult de aproapele și ai depășit nivelul. Tu ești îndrăgostit de idei, de idealuri, de noblețe, de bine, de filozofic, da? Și aia este dragostea ideologilor. Ei vor binele planetei, epoca de aur, chiar cu riscul că trebuie să omoare 1 milion de oameni pentru asta, sau 2 sau 10. Fiindcă asta au făcut de altfel. Ei știu unde vor să ne ducă. Ambele. Una este depersonalizată, destrupată, descărnată. E o dragoste de idee, un idealist din ăsta absolut, care devine, până la urmă, poate deveni chiar diabolic. Și celălalt este captiv aici, în prezent, în imanent, și este rupt total de transcendent. Ambele sunt niște amputări. Ambele sunt forme care se manifestă astăzi. Filantropia și foarte mulți cer bisericii. Dom'le, biserica e acceptabilă să se ocupe de săraci, dom'le. Preoții toată ziua să strângă bani și să dea săraci, să strângă bani, să dea săraci. Ori ei nu pentru aia sunt acolo, ei nu sunt pentru săraci. Pe săraci o să-i aveți tot timpul cu voi, spune Hristos. Și ăsta nu e cinism. Este realism divin. Biserica e acolo ca să facă legătura pe verticală, nu doar pe orizontală. Ori cei care îi cer bisericii să se transforme într-o instituție de asistență socială, îi cer, de fapt, să nu mai fie biserică. Și cenușurați. Nu, dar să fie o chestie socială, care după aia o să zică, dar de ce trebuie să facă biserica? Aia să o facă statul. Chit că biserica, evident, o face mult mai eficient, fiindcă nu se deturnează atâția bani cât se deturnează statul. Dar, da, și vă uitați, orice chestie administrată de biserică arată mai bine decât orice administrată de stat. E mai curat, e mai îngrijit, mai rânduială. Dar nu, astea sunt alte discuții. Revin la Pavel. Deci există, modernitatea asta face, rupe, sau între aproapele și tine, sau, sigur că există acest erotism exagerat al ției noastre, în care dragostea, de fapt, e numai dorință, în care tu îl folosești pe celălalt, într-un sens, pentru autogratificare. La fel, sunt oameni care folosesc, să zicem, filantropia, ca să se simte bine și eventual își mai trag și un salariu pe asta. Aia nu mai e filantropie, e job. Asta e jobul lor, să mute niște bani din stânga în dreapta și își iau salariu. Nu e neapărat o virtute. Bun. Dar mai este ceva. Deci, dragostea creștină este singura care, oricând o supui la un test, vezi că este adevărată. Fiindcă nu îi lipsesc aceste dimensiuni. Închipuiți-vă, dragostea e de idei, până la urmă faci abstracție de aproapele. Dragostea de aproapele care nu are și Dumnezeu, până la urmă devine o dragoste egoistă și autogratificatoare. Există și partea cealaltă, mult mai sinistră, mult mai nihilistă, partea marxistă. Dacă Pavel face aici o imnă al iubirii și dacă Evanghelia însă și este Evanghelia iubirii, Marx, în manifestul Partidului Comunist, face pur și simplu Evanghelia urii, fiindcă asta este ura de clasă, lupta de clasă, familiile trebuie distruse, națiunile trebuie distruse, o spune exact, burghezia trebuie distrusă, totul e distrugere, distrugere, distrugere. Nu ai cum să nu vezi, în numele ce? În numele unei idei și a unei promisiuni. Ori nu ai cum să nu vezi în toate aceste manifestări totalitare sau în toate manifestările zilei de astăzi, ideologice, de orice natură, nu ai cum să nu vezi ceea ce Erich Voegelin, un important gânditor austriac, numea Ersatzreligionen sau religii de înlocuire, religii seculare, încercări de a înlocui religia. Fiindcă nu este vorba când ideologia zice eliminăm religia ca să eliberăm omul, el să gândească singur cu mintea lui, dăm toți banii la școli și la spitale și am rezolvat problema. Nu e vorba de asta, e vorba de o competiție, e vorba de o religie care vine și o înlocuiește pe cealaltă. Cu ce o înlocuiește? Cu aceeași chestii. Își face propriei sfinți, își face propriei martirologiu, propriei sinaxare, își face propriei propriul calendar, își face propriei sacerdoți, nu ideologii, comisarii, știu eu tot ce sunt, care vin și îți spun ție filozofii, gânditorii, care sunt preoții noi ideologii. Îți face propria soteriologie, adică promisiune de salvare, de mântuire, te salvăm prin aia, prin uite, dar prin ce? Mereu prin imanență. Își face propria ei diabologie, propria ei demonologie, scuze, își face propria demonologie, nu?
își face propriul spațiu sacru cu temple, nu, casa poporului acolo tronând, își face propria geografie, adică vedeți ce a încercat comunismul, să mute centrele orașelor înspre noi centre, cum a făcut și aici la satul mare, a trântit turnul ăla lui Sauron sau al lui Saruman, uriaș din beton, că așa seamănă, am și făcut poze și comentam cu fiul meu, parcă e turnul lui Sauron, ca să mute centrul din zona aia unde sunt biserice, în zona aia la unde nu e nimic. Blocuri și turnul lui Sauron. Spre verticală. Sau lui Saruman, în fine, mai degrabă seamnă cu ăla. Deci, e vorba de o competiție, vorba de alte tipuri de religii. Dar ce religii sunt astea? Sunt religii ale unii. Iarăși, dacă studiezi Biblia cu atenție asta și te întreb ce mai, în fine, în epoca noastră, de telefoane mobile, trăim bine sau tot mai bine, sau să trăiți bine sau cum se poate. În fine, dar o vreme oarecum suntem bine hrăniți, avem medicină, speranța de viață a crescut. Conferințe bune. Cine, conferințe, nu știu, în fine. Dar la ce bun? Fiindcă, de fapt, toate lucrurile se explică, dacă te uiți exact, și încerc să vezi care sunt lucrurile care au dus la abuzuri majore în perioada noastră și ce riscuri mai sunt astăzi, vezi că ele vin dintr-o încercare aproape demonică de a demola, cum spuneai tu, Mihai, la începutul discuției, a deconstrui, de a înlocui cu o autoritate alternativă Biblia. Făceam o reflexie a începutul acestui dialog despre Biblie, chiar începând cu primele versete ale Genezei. Dumnezeu face trei acțiuni în Geneză, dacă citiți atent. Dumnezeu creează, făcut Dumnezeu, Dumnezeu numește anumit cerul, nu știu ce, anumit ziua, zi și așa, luminătorul, dar numește. E Logos, până la urmă. Cuvântul Creator este Logos, deci numirea este un act divin. Și în al treilea lucru mai puțin observat, separă. Mereu în Geneză separă. Noaptea de zi, susul de jos, întunericul de lumină, da? Deci separă. Aceste trei operații sunt inversate într-o logică satanică. Separația, opusul separației este amestec. Confuzia criteriilor. Confuzia binelui cu rău, de pildă. A sexelor. Confuzia dațiilor, confuzia orice, nimic nu mai contează, tot e aceeași chestie. Care nu este universalism creștin, fiindcă și Hristos abolește toate granițe, zice, gata, nu mai e liniu, femeie, bărbat, toți vor fi uniți, urmându-l, dar în alt fel, nu în indistincție. Nu abolește persoana umană. Ori comunismul vede numai categorii, bogați, sărași, nu știu ce, alții văd numai gay, ne-gay, femei, ne-femei, negri, albi, toate sunt categorii. Abolesc persoana. Alții, din potrivă, aduc indistincția, confuzia, da? Al doilea act opus actelor fondatoare ale Dumnezeu este numirea. Este foarte important să numești carte, ca să nu zici ce pahar roșu minunat am, sau zici, bea-l acum, hai, înțeleg? Să nu numești crima, de pildă, eliberare. Să nu numești răul bine, minciunea. Să nu numești infanticidul drept. Că nu este, natural. Să nu numești lucrurile altfel decât ceea ce sunt. Să le spui pe nume. Ori diavolul și răul renumește. Pentru comuniști, cei care se opuneau lor erau fierni, paraziți, reacționari, dușmani ai poporului, erau oameni de treabă care vreau și ei să-și are câmpurile, aveau o bogăție oarecare. Erau oameni cu familii, oameni cum se cade, da? Al treilea act, care este și cel mai grav, opusul creației, este distrugerea. Da? Și vedeți cât au distrus comuniștii, începând cu bisericile, dar continuând cu tot restul societății. Nu-ți poți închipui, nu există cea mai anti-economic decât să distrugi bogăție. Deci erau oameni care arau câmp, care aveau fapte și tu le distrugi. E o gândire absolut. De ce distrugeau? Din ură. Evanghelia urii, acțiunea urii, dar din ură, față de o clasă, față de o categorie de oameni, față de o idee, față de ceva. Aceeași ură am văzut-o și la ăștia care strigau, vrem să-i dea în catedrală, le-ar fi demolat dacă puteau. Le-ar fi demolat.
Le-ar fi dat foc dacă puteau, cum au făcut în 1790 în Franța. Bun. Dar în clipa, și vedeți, lucrurile au o oarecare gradație. E foarte greu să omori pe cineva. Nimeni nu poate zic că mă duc să ucid pe X. Spui, îl elimin, fiindcă e un dușman al poporului, e reacționar. Îl eliminăm de pe Facebook întâi, după aia îl eliminăm eventual și de la catedră, după aia îl eliminăm cu totul, că ne enervează ce spune. O clasă întreagă și așa mai departe. Rău operează în acest fel. Întâi amestecă criteriile, creează confuzie, în al doilea rând numește fals minte și în al treilea rând trece la distrugere. E aici un adevăr întunecat, o mistică a răului, adică înțelegi cum lucrează rău, o taina fără de legii, cum îi spune tot Pavel. Nu? Deci simți răul cum se manifestă. Pe de altă parte, simți și binele. Simți și iubirea. Simți iubirea lui Dumnezeu față de oameni. Simți acțiunea providenței. Simți că în lumea asta mai există bunătate. Fiindcă n-aș vrea să încheiem conferința asta cu ideea că trăim într-o amenințare sinistră a unei hecatombe iminente. Nu. Există o bunătate a timpului nostru. Există o bunătate a lumii noastre. Dar eu cred, și nu cred că mă înșel, că bunătatea lumii noastre vine din creștinismul ei. Vine din faptul că lumea este încă cât de cât creștină. Cuvința asta pe care o vezi în România, faptul că lumea nu e înrăită la modul în care efectiv oamenii te duci în Franța, nu-i zi să nu se ardă mașini în centru, nu-i zi în care să nu fie agresiuni. Faptul că suntem o comunitate încă grosomodo creștină, cel puțin de crezi recensămintele. Faptul că lumea mai are încă o anumită frică de Dumnezeu, fiindcă frica, în clipa în care nu mai ai frică de Dumnezeu, nu ai nicio frică de o justiție transcendentă. Ți-e frică doar de poliție, de amenzi, de închisoare, cum spunea dânsul, dar nu mai ți-e o frică de o judecată definitivă și veșnică. În clipa în care lumea mai are încă reflexele cuvinței, aceste reflexe ale carității, Christian charity, în care îi mai pasă de aproapele, în care face binele și așa mai departe, lumea e încă tolerabilă. Sigur că lumea nu e perfectă cum ar vrea o puriștii, catarii, rusoiștii, revoluționari din toate timpurile. Lumea nu e perfectă. Noi știm că lumea e căzută. Dar noi nu credem că lumea este esențialmente rea. Nu credem că lumea este dominată, stăpânită de rău, de satană, de diavol, că a fost creată chiar rea. Noi știm că lumea e bună, fiindcă Dumnezeu a creat lumea. Dumnezeu a binecuvântat-o. I-a plăcut. A văzut Dumnezeu că e bine. Creația e frumoasă. Omul în sine este mântuibil. Dar nu prin propriile sale eforturi. E mântuibil prin har și prin credință și de către un mântuitor. Nu se mântuiește singur prin acțiuni, prin opere, prin construcții, prin ideologii. Și lucrurile acestea creează un corectiv. Creează corectivul la totalitarism. Creează colectivul la nihilism. Creează colectivul la toată societatea asta care a ajuns să se urască. Că ziceai tu despre trecutul care nu e cert. Iată că și în America au ajuns astăzi să redefinească trecutul, să demoleze statuile, să spună că ceea ce era bine ieri, de pildă civilizația care s-a extins aici și acolo, de fapt e un lucru rău, de fapt e o crimă și așa mai departe. Redefinirea, ura de sine, relativismul, nihilismul, totalitarismul, toate aceste isme sunt, de fapt, rezultatul unei goliri a lumii de Dumnezeu. Și în clipa în care lumea se golește de Dumnezeu, omul se golește de om, de umanitate. Umanismul ateu, asta este, abolirea omului în ultimă instanță. Și asta au demonstrat-o în variantă radicală, dură, comunismul și nazismul. Și asta riscă să o arate în variantă soft, aș zice, și relativismul wokeist, trecist al zilor noastre, care este tot o golire a lumii de Dumnezeu. Și care și ea uneori poate să ducă la crimă. Gândiți-vă că gândirea ultimă a ecologismului de astăzi este omul e distrugătorul planetei, ce bine ar fi să dispară oamenii ca să prospere plantele și animalele, nu? Acolo este gândirea lui Greta adusă în ultimele ei instanțe. Să terminăm cu orice activitate umană, să dispărem dacă se poate, ca să fie apele curate, aerul mai pur și animalele mai vesele. Ori, asta este antiumanism. Descreștinare, în ultimă instanță, devine antiumanism. Domnilor și domnilor, pentru noastră în această seară, Adrian Papahagi, vă rog aplauze. Lemnării excepționale. Eu sunt foarte sensibil la lemnăria frumoasă și
Aici totul e de un bun gust absolut. Și Dumnezeu iubește lucrurile frumoase. Suntem aici pentru... Dumnezeu iubește lemnul și spațiile mari. Și spațiile mari, catedrale. Iubește. Și iubește și oamenii care citesc. Iisus citea. La 12 ani era în templu și citea Biblia. Să nu credeți că citea ziarul. Și nici TikTok, și nici Facebook, și nici alte ispite nu erau pe vremea aceea. Așa că haideți să revenim la vechea tradiție. Noi vrem să vă mulțumim, pentru că aici vorbim despre un parteneriat, încă o dată o entitate privată, o asociație. Marile Cărți este o asociație, puteți să o susțineți, dacă vreți mă puteți aborda în privat și vă putem spune cum. Puteți deveni membri, poate voluntari, a acestui proiect. Fiindcă în fiecare oraș unde noi poposim, ne ajută să avem voluntari și avem, slavă Domnului, foarte multe orașe voluntari. Am fost în Timișoara anul trecut, profesorul Papahagi a fost alături de noi la o discuție despre Marc Aureliu, alături de profesorul Claudiu Teareșan. Am avut invitat și pe Horia Patapievici, și n-a putut ajunge din motive de sănătate. Părintele Necula, apoi am fost prezenți la Oradea, am fost prezenți la Cluj, peste tot săl pline și arhipline. Eu vă spun ceva. Astăzi sunteți și rodul unor rugăciuni. Să știți, scriitorii doresc să-și întâlnească cititorii. Și sunteți rodul acestor rugăciuni secrete ale unora dintre noi, care își doresc ca România să se trezească. Deșteaptă-te, Române, e nu doar un imn, ci e și o chemare. Și mai spun ceva, poate o să sune aproape stereotipic. Să știți că viitorul ăsta de aur pe care alții ne-l promit, nu e un loc care ne așteaptă, ci e un proiect pe care îl construim fiecare în parte, prin talent, entuziasm și bună cuvință. Încă o dată, aplauze pentru invitatul nostru special, Adrian Papahagi, pentru echipa de organizatori, din partea Consiliului Județean, în Cosma, în Laslo, în Pop și toți ceilalți, și nu în ultimul rând pentru echipa de la Marile Cărți. Mulțumim, o seară minunată, autografe!